Timișoara este noua mea motocicletă. Eu v-am zis că mi-a plăcut al dracului de mult MT-09 ăla. Și oricum voiam să fac un upgrade. Așa că n-am mai stat pe gânduri. Am găsit o motocicletă foarte mișto la Cluj. M-am suit în avion. M-am dus la Cluj. Vorbit cu omul, mi-a plăcut. Și acum mergem spre casă. Nu știu dacă se aude mare lucru că suntem pe autostradă și s-ar putea să fie totuși vântul prea puternic, dar eu totuși încerc să vă spun câte ceva. Pentru că îmi place foarte, foarte mult priveliștea de aici. Băi, e foarte frumos. Eu n-am mai fost la Cluj niciodată până acum. Și e foarte, foarte mișto zona asta. Da. Cred că trebuie să mă îmbrac și eu cu ceva. Am și niște haine un pic mai groase la pachet, să-mi pun ceva pe gât. Că totuși e destul de friguț astăzi. Nu știu dacă o să văd de aici câte grade sunt afară. Asta e consumul, asta e temperatura motorului. 15 grade se pare că sunt afară în momentul ăsta. Și eu am un tricou pe mine și geaca de piele. Mi-e un pic friguț. Deci s-a dus dracu simetria, da? A murit simetria. Dar uite cât de mișto e treaba asta, că nu e simetric. Instrumentele de bord sunt în dreapta și poți să spui telefonul în stânga. Deci e genial. Cu GSR-ul, dacă îmi puneam telefonul, nu mai vedeam instrumentele de bord. Deci da. Mamă, deci cum se aude tomba asta, e wow. Deci sunt trei niveluri de tobe, da? Există toba stock, există tobe sport și există tobe Akrapovici. Oh my god, oh my god! S-a făcut mai frumos afară, s-a mai dus din aglomerație, uite oițele. Am prins și o bucată de autostradă și e liber. Am stat pe de o oră bară la bară, pana mea. Credeam că doar în București e modul ăsta de a merge, să stai bară la bară, dar se pare că și pe drumurile naționale e la fel. Un kilometru de viaduct, ce mișto. Băi, deci e o frumusețe, mă, țara asta a noastră. E foarte mișto. Dacă am avea și străzi, dacă am avea autostrăzi, să poți ajunge ușor dintr-o parte în alta, ar fi excelent, dar avem și noi niște bucățele acolo. Cum se aude? Cum se aude? Deci nu știu dacă nu știu dacă se aude pe cameră. Pe cameră, pe microfon, nu știu dacă reușește microfonul să prindă tot spectrul ăsta de sunet. Dar este nemaipomenit. Nemaipomenit. Salivez după tobele astea Akrapovici de mult timp.
N-am avut ocazia să aud niciuna în realitate cum sună, doar pe YouTube. Și pe YouTube, credeți-mă, clipurile de pe YouTube nu-i fac dreptate. Se aude demențial. Trebuie să-i găsim un nume și dânsei. Să vedem. Puteți să propuneți voi, dacă vreți, un nume frumos de fată. E fată, nu e băiat. Deși, la cât de animal se comportă... Oh my God! Oh my God! Sincer, mi se pară mai mișto suspensiile la motocicleta asta decât la modelul ăla 2017. E posibil ca celelalte să fi fost setate mai ciudat, să fi fost setate să fie mult prea moi, pentru că astea mi se par super ok. Nu o să mă duc niciodată, mă rog, niciodată. Nu o să mă duc foarte des pe circuit și nu o să fac lucrul ăsta de performanță ca să îmi trebuiască nu știu ce super suspensie. Mi se par foarte bune astea stock. Cel puțin așa cred că sunt suspensiile stock. Din câte știu eu, nu le-am schimbat vechiul proprietar. Oh my God, arde o casă, frate. Fuck. Mai multe case. Holy shit. Holy shit. Oh my God. Nasol. Erau mai multe case care ardeau. Păi, e foarte mișto peisajul pe aici, pe bune, super, super mișto. Pe porțiunile unde se poate depăși, fix pe porțiunile alea e coloană din sens opus. Așa e pe Valea Oltului. Ce să-i faci? Asta e, cred că o să ne apuce noaptea pe aici. Am așa o presimțire. S-a blocat tot. S-a blocat toată Valea Oltului. Și eu care speram să nu mă prindă noaptea pe aici. Da, ce căcat să facem, asta e. Urmează dealul negru și s-a lăsat întunericul și o să fie chiar negru dealul negru. Din fericire, mai avem doar 18 km până intrăm pe autostrada Pitești-București, ceea ce înseamnă că avem și mai puțin până la Pitești și am scăpat de toate curbele astea. Cum, Praxis, nu-ți plac curbele? Băi, nu-mi plac noaptea când nu văd unde e curba, când nu văd unde sunt gropile, când nu văd unde e nisip și când nu cunosc drumul. Nu, nu-mi plac. Praxis, Praxis! Da. Praxis! Da. Tu vorbești acolo singur? Cum vorbesc singur? Vorbesc cu subscriberii. Păi te-ai uitat dacă mai înregistrează camera? Poate ti s-a umplut cardul. Oh, shit. Hai să verificăm. Înregistrează. Bine. Praxis, Praxis. Da.
Ce faci cu Suzuki-la? Nu-l cheamă Suzuki-la. Suzuki-la? Suki. O cheamă Suki. Ce faci cu Suki? Ce fac cu Suki? O să-mi iau adio de la ea și o să-i caut o casă primitoare unde să mănânce benzină bună și să vadă drumuri multe, virajate, asfalt uscat și ulei pe lanț cât mai des. Praxis, praxis! Da, măi! Da! Am uitat ideea! Aoleu! Hai de capul tău! Capul meu e și capul tău! Poftim! E schizofrenic! A? Am ieșit din Valea Ursului, dragi ursuleți! Am intrat în Bascov, dragi bascoveți! Salut, Bascov! Salut! Bună seara! Bună seara, Bascov! Ce mai faceți? Ce mai ziceți la ora asta? V-ați culcat cu toții? Am intrat pe ultima 100 de metri, adică pe autostrada Pitești-București. De aici nu mai e mult, ne îndreptăm cu pași repede spre casă, de-abia aștept să ajung acasă. Am făcut plinul undeva când am intrat în Valea Ultului și încă am 5 liniuțe la benzină, deci motocicleta asta se pare că nu consumă absolut nimic. Consum zero. În momentul ăsta am vreo 3 ore de mers continuu pe motocicletă. Vreau să zic că suspensiile îmi plac foarte mult. Deci a întâia, sunt foarte comode. Și șaua este așa și așa. Mi se pare comparativă cu șaua de la Suzuki-ul meu, de la GSR. Am curul amorțit, dar nu e foarte grav.